Fraților, peștii mei cred că au sincer nevoie de niște companie, deoarece, bă, parcă sunt prea singuri aici. Cred că ar mai trebui încă un acvariu și să-l punem exact pe peretele ăsta. Voi ce ziceți? Eu cred că, sincer, e o idee bună, așa că hai să mergem în mall și să mai cumpărăm un acvariu. Deci trebuie să deschidem ușa și... Mă, ce e asta? What? Te iubesc? Și gen, deci... Ok, asta e fana nebună, pentru că doar ea poate să aibă acces la Bedrock. Ha, te iubesc și pe Bedrock și e un chest cu... Mă, ce? Efectiv, armura de Bedrock? Ia că ne-o punem, mamă, ce? Ies, ne-o punem pe toată! Mamă, câtă viață am! Domnul Ștefan, ce se întâmplă aici? Mi-ai făcut asta? Nu, mă, ce? Ce mă asta? Domnul Ștefan, dar în primul rând... Am fost 1 aprilie, dar totuși, ce s-a întâmplat aici? Nu, n-am făcut eu nimic, dar în primul rând, de ce e o crimă în fața porții? Ștefan, ce-ai făcut? Dacă aș omoră pe cineva, de ce aș omoră fix în fața plotului meu? Păi, nu știu, pentru că ți-a fost lene să curezi, de ce e o crimă aici? De ce e un tractor aici? Mă, ce se întâmplă? De ce e un tractor fără benzină? Armură de Bedrock de la fana mea nebună, gen... Poți să dai cât vrei în mine. Poți să dai cât vrei. Poți dai cu sabia, ia scoate sabia, dă cu arma. Hai, dă cu arma. Ia uite. Pleacă, mă, de aici, că nu mă bazi niciodată. Niciodată. Uite, dacă dau un pumn niște miști. Da, pentru că sunt ca un bloc de Bedrock, gen, adică te-ai prins. Doamne, da, trebuie să mă duc să văd ce vrea, că mi-a dat armura asta și mi-a scris pe un semn că mă iubește, gen. Și tractorul ăsta trebuie să ți-l rezolvi, că e vina ta ce ai făcut cu el. Doamne, mă, ce s-a întâmplat acolo? De ce mi-a pus fana nebună un semn pe Bedrock și mi-a dat o armură de Bedrock, că n-am nici mai mică idee. Vreau să mergem la ea acasă, pentru că, a, uite-o că e acasă. Salut, îmi pare rău să te întreb, dar ce probleme ai, fana nebună? Da, văd că ești fericită că mi-am pus armura asta pe care mi-ai dat-o tu pe mine. Da, e un cadou foarte drăguț și vreau să spun faptul că apreciez foarte mult această armură de Bedrock, chiar mă face să arăt foarte șmecher. Ok, dar te rog să nu mai scrii te iubesc niciodată, ai înțeles? Mulțumesc! Hai, pa! Doamne! Nu! Ia citește asta aici! Oh my god! Mă, ce? Mă, ce vrea să scrie? Ia ceva acolo, nu, nu, nu! Mamă, fraților, cumva iubita lui Kenne mi-a scris chestia aia? Da, da, am șanse la Jiki, dar nu cred că ai sincer șanse și ți-o zic eu acum, ai înțeles? Ai de capul meu! Ce-am făcut, Jiki? Da, bine, poți să-l iei înapoi dacă chiar îmi scoți ochii așa cu cadou, poți să-l iei înapoi, nu mai trebuie. La revedere, pa, pa! Oh my god! Mă, ce? Nu e bine! Oh, nu! Oh, nu, bă! Oh my god! Mamă! Ce? Oh my god! I-am dat-o eu pentru că mi-a zis că gen... Dacă... Oh my god, Ștefan! Nu mai da... Termină! Fana nebună, termină! Deci mă enervez maxim! No! Dispare de lângă mine! Dispare de lângă mine! Dispari! Oh my god, Ștefane, deci... Trebuie să mă ascund! Trebuie să mă ascund! Nu! Nu mai suport! Dar nici nu mai pot să-mi împing din spate! Oh my god, exact! Nu mai pot să mai împingi! Oh my god! Nu! Am o idee! Ce are, mă, e invincibilă. E bine că e după Ștefană chestia. Ne ducem la casa ei, fraților. Și am un mic plan malefic, pentru că vreau să-mi fac o mică bază secretă sub casa ei. Așa că o să intrăm aici. Și, deci unde am putea să ne facem baza secretă? Mamă, pizza asta, fraților, miroase atât de urât, atât de veche. Iu, ok, am spart-o. Deci trebuie să ne gândim, ea deja are o mică bază aici și cumva trebuie să ne punem într-un loc în care să nu intrăm cu baza ei. Deci mă gândesc că... Nu mă vede! Oh my god, nu! Ce se întâmplă? Oh my god, nu, mă ascund după asta! Oh my god, să-și pun undeva armura, fraților! Ideea este că am încurcat-o! Oh nu! Oh my god, deși Ștefan acolo, ok, deci trebuie să spargem patul ăsta și să ne facem o mică bază sub casa, e exact aici, perfect. Și, oh my god, am ieșit din... Oh, trebuie să ne punem ăsta aici. Nu! Nu, ok, gata, mamă, fraților. Deci avem pichexul, putem să pămăm acum în jos. Aolea, ce tot zice, bă, acolo? Hai de capul meu. Ce are, mă? Îl faci țăran pe Ștefan. Oh my god, ce se întâmplă, mă, aici? Ia
Ce se întâmplă, mă? Oh, nu, oh, nu, să nu mă vadă, să nu mă vadă. Mă, l-a făcut săran pe... Să nu mă vadă. Oh my god, ok, trebuie să mergem acasă, fraților. Da, chiar, fană nebună, unde e mașina ta? Oh, mă, ce se întâmplă mașina acolo? Fraților, eu nu înțeleg ce tocmai s-a întâmplat. Deci fana nebună l-a făcut săran pe Ștefan. Și Ștefan, nu contează, nu contează, Ștefan. Fii atent, vino cu casa mea, repede, 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 repede. Intră repede, să nu te vadă, să nu te vadă. Vino repede, vino repede. Haide, haide, vino cu a, vino cu a, vino cu a, vino cu a, vino, 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 vino. Pe jos, pe jos, pe jos, pe jos. Oh my god, oh my god, oh my god. Deci fii atent, Ștefane. Lasă că nu contează, mai luăm alte tractoare. Deci fii atent, Ștefan, ideea e că am început o bază secretă sub casa ei și vreau să o urmărim și să râdem de ea, ce zici? Vrei să te bagi? Uuu, ce are, mă? Oh my god, ține de vorbă, ține de vorbă! Oh, nu, 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 nu e bine, nu e bine, ok. E bine că acum o ține de vorbă și trebuie să facem pregătirile pentru mica noastră bază secretă de sub casa fanei nebune. Oh my god. Mă, ce se întâmplă? What, o facem sărancă? Mă, ce se întâmplă, fraților, acolo? Deci, trebuie să facem o chestie. Cred că, sincer, ledărul ăsta trebuie să-l spargem. Și trebuie să punem... Oh my god, nu! Mama, am căzut, ok. Deci, nu știu dacă e destul de adâncă. Dar cred că... cred că merge, cred că merge. Mă, ce? Mă, face săran? Ok, am pus aici un dirt. Nice. Și, teoretic, nu, trebuie să spargem ăsta. Deci, trebuie să spargem mai multe d-astea pe aici. Să punem blocuri. Bam. Facem așa. Nice. Și acum noi teoretic spargem ăsta și-l punem înapoi și ia uite. Oh my god, putem să vedem pe acolo. Mă, ce tot vorbesc aia, mă doare capul. Ok, trebuie să avem grijă mare să nu cumva să ne audă când spargem toate chestiile astea. Noi acum, fraților, ce am eu de făcut este să sparg toate blocurile astea și să facem o mică bază secretă sub casa ei. Momentan noi acum facem doar pregătirile, deci cred că o să dureze ceva să spargem totul pe aici până să fac un model care să-mi placă mie sau ceva. Perfect, și uitați, fraților, deci am făcut o mică chestie. Ei văd că se ceartă acolo, nu știu exact ce. Oh my god. Nu, 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 nu. Nu, 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 nu. Oh my god. Ce se întâmplă, mă? Doamne. Mă, ce se întâmplă acolo? Este că m-a dus să o bag în față. Ce faci? Ce faci, Ioana? Ioana, ce faci? Hai că mi-ai furat dacă ai. Am venit din spate de acolo. Am cules niște mere, de ce? Opa, nu. Nu e bună. Ba da, uite, păi uite de aici, de aici, de aici. Vezi că s-a furat tractorul. Ți-a furat tractorul. Așa, așa, așa. A lăsat-o în pace acum. Perfect. Deci, fraților, ideea este că, după cum vedeți, aici este o chestie secretă și bam, ia uite. Putem să dăm o trapă. Și ei bine, am pus niște geamuri de astea care ne pot vedea. Și ei bine, am pus niște geamuri de astea care ne pot lăsa să vedem ce se află și cine este, bineînțeles, în casa ei când vrem noi. Noi o să intrăm aici și după cum vedeți, ia uite, bam. Am făcut, momentan am început așa baza, dar sincer cred că trebuie să mai lucrez un pic la ea și cred că sincer trebuie să mai spar puțin din pereți ăștia. Perfect. Și am spart și aici ăsta. Nice. Mă ce? E Ștefan. Ioana la... Oh my god, nu, Ioana l-a omorât pe Ștefan, fraților, nu e bine. Deci trebuie să ne ascundem acum și ia să ce se întâmplă totuși acolo sus. Oh nu. Mă, ce face acolo? Oh my god, nu, 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 nu. Ce se întâmplă? Mă, Ioana, Ioana, ce ai făcut lui Ștefan? Ce ai făcut lui Ștefan? Ce-a făcut lui Ștefan? Ștefan, ce ți-a făcut? Mă, ce? M-a omorât. Ok, Ioana, am o idee, fii atentă, Ioana. Pentru că l-ai omorât pe Ștefan, ia du-te și ia-ți, mă, du-te și ia-ți-l, ia, du-te și ia-ți-l, hai. Hai, Ștefan, vină cu a, Ștefan, vină cu a, repede. Oh my god, oh my god. De ce? Ștefan, deci fii atent. Ideea este că să-ți arăt la ce am lucrat eu, uite. Ia uite, coboară, 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 repede, repede, repede. Ok, ok, perfect, perfect. Ce e asta? Deci fii atent, Ștefane, asta e baza mea secretă de sub casa ei. Și te-a chemat aici să mă ajuți să o faci să arate mai frumos, ce zici, mă ajuți? Da. Logic. Mamă, deci fii atent, dar să faci liniște pentru că e fix deasupra să nu ne audă. Este că intru în casă aici. Oh my god. Ce se întâmplă, mă, oare e aici? Ok, e pe stradă, că e pe stradă. Haide jos, hai să coborăm, haide, haide, haide. Doamne, săraca. Ok, deci fii atent, Ștefane, trebuie să reamenajăm tot de pe aici. Mă, ce se aude? Oh my god, sper că ți-ai adus materiale pentru că o să dureze mult, Ștefan. Ia uite, mamă, Ștefane, deci până acum am făcut pereții. Deci mi se pare că arată foarte tare. Mă, ce are, mă? Ce, bă, m-a făcut săran? Mă, ce are, mă, aia? What? What? Mă, ce?
Ștefan, continuă, te rog, baza și eu mă duc să vorbesc un pic cu ea. Cred că nu știu ce dau. Ioana? Ce tocmai cântai, m-ai făcut cumva țăran? No, aruncă tractorul ăla, sparge tractorul. Mă, tu n-auzi, sparge-mă tractorul ăla. Mă, vină cu a... Ioana, aruncă, pune puțin jos tractorul, no. Pentru că, fii atentă, Ioana, vreau să... No. Vrei să te duc o tură cu tractorul? Vrei să te duc o tură cu tractorul? Zi. Hai, pune-l jos, pune-l... Hai, că nu te mai dau nicio tură, dispari. Aoleo. Doamne. Nu-ți mai dau nimic, gata, nu mai primești nimic. Nu. Ia, fii atentă. Oh, hopa. Mamă, nu mă vede. Hopa, ia că ea vine și sparge tractorul direct în fața ei. Ia, uite. Oh, mamă, ce se întâmplă? Ia, uite, și cred că mai e un hit. Oh my god. Ioana. îmi pare rău, dar am făcut accident din greșeală cu tractorul și atât a rămas din el. Uite, deci fii atentă, cam... au rămas niște d-astea. Uite o roată. Uite un d-asta. Bă, nu mai da bă în mine, bă. Bă, ia da, a da. Ce faci, Ștefane? I-l-am spart. Nu era al lui, era al nimănui, cred. Al cui era? Mă, ce? Al nimănui. Exact, era... Da, nu știu ce... Gratis, mă, ce? Doamne. Mă, Ștefane, ai făcut pe acolo? Ai rezolvat? Da, mai pun niște chestii. Ok, nice, hai să mergem acolo, dar să vedem cum o să facem cumva... cred că am o idee, ia vină după mine. Nu, că trebuie să fii și tu acolo, că stăm amândoi și o spionăm. Cred că am o idee și fii atent ce o să-i zic. Mă, ce faci aici, Ștefan, de ce în casa ta? Ioana! Nu, Ioana, unde ești? Ioana, ți-am reparat tractorul și fii atentă. Ioana! Nu, unde te duci, mă, Ioana? Fii atentă. Ți-am reparat tractorul. Uite-te la mine, nu mai face după supărata că e ok, gata, ți-am reparat tractorul. Deci fii atentă, tractorul tău, o sunt... Ștefan, unde ești? Ștefan, am nevoie de ajutor. Ștefan. Aici. Fii atentă, Ioana, deci tractorul se află la coordonatele -14232 cu 29 și cu -4223, ai înțeles? Poți să te duci acolo și îl găsești, ok? Hai, du-te! Mă, ce? Și-a luat zborul, gen. What? Ok, hai să continuăm, că ne-a lăsat acum. Hai să continuăm acolo la pază! Perfect, și ia uite, Ștefane, ia blocul ăsta înapoi. Și, mamă, okay, deci arată... Deci mi se pare prea tare baza asta, tu ce zici? Cum ți se pare că arată până acum baza mea secretă? Mă, cam goală, gen. Păi, exact, și ideea este că... Trebuie să mergem, Ștefane, amândoi în mall să facem puține cumpărături. În sfârșit, Ștefane, Doamne, cât ne-am chinuit. Ia uite cum ar... Mă, ce se aude? Ce se aude? Mai într-un avion? Băi, Ștefan, nu, ai înțeles? Deci fii atent. Ideea este că, în cazul care te întreb de ce am adus atât de mulți câini, trebuie să ne țină companie, Ștefane, ai înțeles? Uite cățelul și uite cât sunt, ia uite, îi țără de ei. Păi, normal, ce credeai? Doar unii 500 de lei. Păi, exact, doar ăsta era 500 de lei. Gândește că avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 și 9, 10. Deci avem 10 cățeluși aici. Și uite-l pe ăsta cum stă pe scaun, Ștefan, uite-l cum stă pe scaun. Uite că bea cafeluță. Băi, n-am acum chef de cafea, că e aproape noapte, Ștefan. Deci fii atent, ideea este că... Mă, ce? Doamne, asta... Cred că ți-a furat avionul, gen... Oh da, my god. Nu, gen. Deci fii atent, Ștefane, aici o să stăm și o să citim cărți, pentru că ne plac cărțile. Ia uite. E doar un scaun. Păi mai iei o carte și gen facem cu rândul, știi? Aici la fel, la calculator facem cu rândul. Aici foarte multă mâncare de căței. Și ia uite, aici tronul meu, mâncăm aici, bem cafeluța. Și aici, Ștefane, de ce sunt goale astea? Ți-am să pui mâncare în ele. Ștefan? Da, gen, cred că am uitat să trec la magazinul meu. Ai de capul meu. Și aici o să stăm și tragem un pui de somn sau ceva. Uite ce frumos stăm aici. Dar momentan ideea este că hai să ieșim afară să vedem ce se întâmplă, că nu înțeleg ce tot face nebuna asta acolo. Hai. Dar avionul meu cred că mă supra, gen. Ai grijă, închide după tine, închide. Și, oh my god, n-am patul. O să furăm patul lui bebe Jake și o să-l punem aici. Ok, gata, l-am pus acolo. Haide. Mă, ce avionul ăla?
Oh my god. Mă, dar de unde l-a luat în primul rând? What? Mă, eu venea dealer. Cred că l-a furat gen. Bă, Ioana, Ioana, coboară, Ioana, Ioana, da. Unde ești, Ioano? Bă! Da, trage, 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 trage. O, ia că coboară, bă! Ștefan, ai grijă, Ștefan! Oh my god! Ioana? Mama, ai bușit, opa! Ioana? Mă, de ce avea benzină în mână? Cred că a furat gen de la benzinărie, mă rog, în fine. Ioana, de unde ai avion? Gata, nu mai avion. Nu mai avion. Gata cu avionul tău. Gata cu avionul. Mă, ce? What? De ce-i dispărut și a apărut Ioana? Bă! Ce faci, mă? De ce zboară? De ce zboară? Mă, ai făcut-o nu cumva? Opa, și-a spart avionul. Ți-ai spart avionul. Ha, 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 ha. Nu, lasă-l pe Ștefan, lasă-l pe Ștefan. Lasă-l în pace. Lasă-l. Oh my god, mă. M-a bătut Ioana. De ce sunt în patul ei aici? Bună, Ioana, bună, ce faci? Eram în patul tău aici. Nu știu de ce aveam respawn-ul la tine, dar... De ce m-ai bătut? De ce m-ai bătut? De ce m-ai bătut? Doamne, eu nu te supăr să știi. Mă, că s-a făcut noapte. Ioana, fii atentă. Da, hai să ne culcăm, dar înainte de asta poți să-mi aduci o floare specifică, te rog. Vreau o floare albastră, ok? O floare și noi te așteptăm. Și una stau... neagră. Da, eu să stau aici, uite, eu te aștept aici, ai înțeles? Nu, 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 lasă-l că e visator, e visator. Bine, de fapt lasă-l să pleci, ai. Hai, du-te și caută, du-te și caută-mi floare, ok? Ștefan, Ștefan. Sparge, sparge, așa, bravo, bravo. Așa, bravo, Ștefan, fii atent. Deci, ideea este că o să spargem patul ăsta. Hai, vino aici, coboară, coboară, coboară. Și o să stăm și spionăm aici, aici o spionăm. Nu, că eu nu mai pot să-l mai pun, să lăsăm așa. O să creadă că mi-am luat patul și mi l-am dus înapoi acasă. Și o să spionăm aici. Dar chestia e că trebuie să spargem ăstea, să punem mai multe de-astea, gen, cu blocuri de-astea. Stai așa, că trebuie să mă întorc să pun mai multe blocuri. Oh my god, oh my god. Pune și o cameră. Da, bine, să aduc și o cameră, ia, stai așa, mamă, oh my god, bună. Da. Da, exact, și floarea neagră pe care a cerut-o Ștefan a dus-o și pe aia. Floarea neagră pentru el, lasă că nu-i trebuie floare neagră. Da, că bine zici, că bine zici. Bine, Ioana, dăm floarea în coa, exact. Și fii atent, hai să dormim aici. Uite, o să dormim aici, da? Hai, uite, eu dorm aici. Și așa, da, e noapte bună, pune-te acolo. Da, 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 pune-te acolo, haide. Ok. Noapte bună! Oh my god, mi-a dat un pupic. Oh my god, mi-a dat un pupic, fraților, nu e bună. Ok, trebuie să ne facem sigur că doarme. Da, gen doarme 100%, ok, trebuie să spargem ăsta. Și, oh my god, Ștefane, trebuie să mergem repede sau 5 blocuri. Nu, 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 nu. Mamă, e bine că doarme. Aoleu, ce sforă e, de ce sforă e atât de tare, că nu-i supor vocea aia. Oh my god, oh my god, văd că mama s-a mișcat. Oh my god, stai, Ștefan, unde ești? Mă, cine e ăsta? Nu, stai. Mă, ce arăți așa? Credeam că intra fana nebună. Ok, era deghizare. Nice, bravo, bravo. Ok, deci uite, Ștefane, ce am putut să ne facem. Uite, deci îi vedem tot în casă. Ia uite. Da. Mamă, ia fii atent, vrei să-ți arăt ceva? Ce? Nu, bă, în șoaptă, în șoaptă. Oh my god. Oh my god, a văzut că nu mai e în patul. Oh my god. Nu e bine, Ștefan, am încurcat-o. Ia, fii atent, Ștefan, vină jos, vină jos, vină jos. Oh my god, frățul, nu e bună. Nu, 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 Ștefan, 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 fii atent, deci deghizează-te iară și te duci la ea și spui că Jackie s-a mutat în acest oraș. Da, deci fii atent, fii atent. Ești cumva de aici. Păi nu, 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 o să avem grijă, fii atent, că avem grijă și vedem că nu vine de acolo, te trezești ca și cum în casa ei, gen. Ia, fii atent. Uite, acum, acum că nu e acolo, du-te, du-te, repede, repede, du-te, Ștefan, du-te, 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 du-te. Hai, du-te, 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 du-te. Așa, da, cheamă aici, cheamă aici, te văd și eu. Oh my god. Mă, ce se întâmplă? Nu contează cine sunt, dar am venit să te anunț că Jake s-a mutat din oraș. Ce barbare.
Da. Nu, te-am lansat așa, așa, bravo. Așa, așa, eu sunt casca din capul lui Gen. De ce nu m-a luat și pe mine? Cred că nu, cred că nu e adevărat. Săraca. Cred că te așteptă la aeroport. Nu, cred că te așteptă la aeroport și pe tine. La aeroport? La aeroport de ce? Da, aeroportul de la, nu știu, de la... Mă, ce? Oh my god. Yeah. Skin City, da, e foarte departe. Oh my god, în Skin City! 800 de mii de metri. Bravo, Ștefan! Bravo, 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 Ștefan, așa te vreau. Deci, Ștefane, cred că a funcționat. Am pus scos deghizarea aia, așa, bravo. Dar de unde ți-ai făcut rost de barba aia atât de reală, gen? Nu se spune. Nu se spune. Deci fii atent, Ștefan, ideea e că ea acum s-a dus la aeroport și noi putem să distrăm maxim în baza secretă de sub casa ei. Doamne, ia uite toți cățelușii noștri cum sunt ei pe aici. Oh my god, uite, vezi că dorm și aici pe pat, că s-a făcut noapte. Ce drăguț. Chiar curios sunt ce o să zică când o să se întoarcă sau ceva. Ia stai așa că mă duc puțin sus și chiar vreau să văd o chestie. Deci ideea este că, ia zice, am luat trapa asta, o punem înapoi și cred că chiar a funcționat, adică nu mai e pe aici. Ok, nu vedem, chiar e bine. Oh my god. Mamă, deci chiar a funcționat? Oh, nu pot să cred, adică cum ar fi ca gen fana mea nebună chiar să fi dispărut, că Ștefan a mințit-o că eu m-am dus la un aeroport. Bă, deci dacă s-a întâmplat asta, fraților, eu zic că wow, deci nu mai am cuvinte. Ok, cred că chiar am scăpat de-aia. Trebuie să mă duc la Ștefan să-i zic că probabil nu mai trebuie să mai stăm aici neapărat. Mă, ce se aude? Oh my god. Ce s-a întâmplat cu baza noastră? Ai de capul. Mă, l-a răpit pe Ștefan. Tu erai. Oh, nu. Bărbatul acela. Am amințit. Nu, și-a dat seama. Mă, ce-i zice? Că nu-mi dau seama. Șoseta. Na, vorbește. I-a scos aia. Aoleu, dar nu eram eu. What? Și ce m-ai băgat în locul ăsta? Cum să-l fi tu? Mă, de ce l-a băgat în locul ăsta? Și vei rămâne aici, până îmi zici unde mă, te dar zici. Cum ne-a de găsit locul? Nu știu, ai de capul meu. Nu sunt în spate ei, nu sunt în spatele ei. Ok, eu să mă urc aici și gen... Oh my god, nu. M-a auzit. Am încurcat-o. Ioana, da, trebuie să fug. Ștefan, îmi pare rău. Oh my god, nu. Aveți nu. Explicație de dat. N-am nicio explicație, pa, am tulit-o, pa. Oh my god, îmi pare foarte rău de Ștefan, dar din păcate este răpit. Și baza mea secretă s-a dus pentru că ea ne-a găsit-o. Nu pot să cred, cum ne-a găsit baza secretă, frate? Uite că mă urmărește, nu. No!